Am făcut un sezon bun până în momentul de față. A fost o perioadă grea. Mi-aduc aminte, în momentul în care am ajuns la această echipă, situația era diferită. Adică ne aflam la subsolul clasamentului. Erați tot timpul, cum să spun, supraviețuiați, ca să zic așa. Da, a fost și o anumită presiune, pentru că eu veneam de la Hermannstadt, unde lucrurile nu au fost așa cum mi-aș fi dorit eu și, bineînțeles, cei de la Hermannstadt, însă am avut curaj, așa, între ghilimele, să preiau această echipă, încă o dată într-o situație delicată, mai erau 3 meciuri de jucat, nu știam sigur situația, dacă ne vom salva sau nu ne vom salva direct. Pe final am reușit să prindem barajul, după care am reușit să trecem de Dunărea Călăraș și am rămas pe prima scenă a fotbalului românesc. Apoi, bineînțeles că împreună cu conducerea clubului și chiar cu jucătorii ne-am propus așa între noi, fără să punem ceva pe hârtie, să nu mai avem aceleași probleme care le-am avut în sezoanele trecute și am fost, să spun așa, inspirat în ceea ce înseamnă lotul de jucători. Pentru că, dacă vă aduceți aminte, de fiecare dată la voluntari aveau loc schimbări masive de jucători. Da, să pleca și să venea da. În stolă, să zic așa. Da, da, și atunci am hotărât să opresc 70% din jucătorii care jucaseră și în sezoanele trecute și am fost de asemenea inspirat, atât eu cât și conducerea clubului, și am adus 4-5 jucători importanți pentru noi, care au avut și au în continuare un randament foarte bun. Și aici mă refer la Vadim Rață, care din punctul meu de vedere este într-o creștere fantastică. Apoi Adam Nemeț, pe care eu îl știam de la Dinamo și îl știam între ghilimele, îl văzusem cum joacă și era un jucător de care noi aveam nevoie. Ulterior au mai sosit și Mihai Popa, iarăși un portar de mare perspectivă, lângă el venind și Meleche. Faptul că ne-am pregătit foarte bine, faptul că jucătorii au înțeles mesajul meu, faptul că jucătorii s-au aliniat la filozofia mea de joc, bineînțeles, meritul este al lor, pentru că au înțeles ceea ce vreau. Da, fără îndoială, ai dreptate. Spune-mi, jucați voi mai bine decât anul trecut sau joacă celelalte mai prost? Cum explici această detentă a unei echipe totuși mai puțin schimbată decât în alți ani? Și una și alta, pot spune. Și una și alta. Dar și noi am produs un fotbal bun. Am jucat bine. Am jucat bine. Am avut o formă foarte bună. După un început ezitant, dacă vă aduceți aminte, ne-au vidit, noi am început cu o înfrângere în fața lui Dinamo, campionatul, apoi am pierdut acasă cu Botoșani 1-0, după care lucrurile s-au schimbat radical, am început să câștigăm jocuri și iată că suntem într-o poziție care ne face să fim matematic. Mândri. Mie îmi place să lucrez cu jucători cu personalitate și am avut șansa așa la echipele care am fost. De exemplu, mi-aduc aminte la Dinamo, eram un antrenor tânăr în perioada aia și aveam în componența lotului jucători precum Dănciulescu, Marius Nicolae, Cătălin Munteanu, Moții, deci erau jucători cu personalitate mare și ne-am descurcat foarte bine în perioada aceea. Nu mai spun că apoi am plecat și am lucrat la Vaslui cu un jucător iar cu o personalitate puternică, sunt Mărtean, care ne-am înțeles foarte bine. La Târgu Mureș, dacă vă aduceți aminte, Neovidiu, am avut un vestiar foarte puternic, adică cu jucători cu personalitate mare. Mureșan, Gabi Mureșan, da. Zicu, Sepsi, Marius Constantin. Și acolo am reușit îndoie. Da, eu sunt un caracter, cum a spus și noastră, sunt un om care îmi place să am o comunicare permanentă cu jucătorii și îmi place să fiu respectat ca să pot să-i respect. Și ca să fiu respectat, trebuie să fiu, sau așa gândesc eu, trebuie să fiu foarte corect cu ei și trebuie să am
o relație de respect. A nu ești unul din antrenorii duri, gen Dumnezeu să-l ierte, Halagian sau cum e Hizo, sau adică un antrenor cu, nu, cu nu, barda? Nu, nu. Ovidiu, am avut în cariera mea de sportiv, de fotbalist, am avut foarte mulți antrenori de la care am învățat foarte multe. De la cei care eu am considerat că trebuie să iau anumite lucruri, le-am luat, le-am furat, între ghilimele. Nu-mi place să fiu un antrenor care să mă exteriorizez în timpul jocului, nu-mi place să am dispute în vestiar, nu-mi place să am probleme în vestiar. Prin tot ceea ce fac, prin felul meu de a fi, încerc să am o ambianță bună în vestiar prin liniștea pe care le transmit. Liniștea asta nu înseamnă neapărat că trebuie să dormim, să sfărăim, dar îmi place foarte mult ca jucătorul să fie liniștit, să nu aibă alte preocupări, să înțeleagă că decât prin muncă și prin ceea ce facem noi la antrenament putem să avem rezultate. Încă o dată, relația cu Gabi Tamaș. Este adevărat, Gabi Tamaș este un jucător aparte, dar și un om aparte. Este foarte important. E un temperament exploziv. Este un temperament, până la urmă, adică... da. De fiecare dată am discuții cu el, vorbesc în fiecare zi, îi spun lucrurilor pe nume, nu încerc să ocolesc anumite lucruri pe care sunt convins că nu-i convin. Dar spune-mi, tu ridici vreodată tonul, te enervezi vreodată? Foarte rar. Foarte rar. Și după un joc pierdut, și după nereușite, ceea ce înseamnă realizările noastre din teren, nu sunt omul care să mă duc în vestiar să sparg sticle, nu sunt omul care să jignesc. Eu n-am jignit niciodată niciun jucător. Nu l-am jignit. Că i-am spus lucrurilor pe nume ceea ce m-a deranjat sau ceea ce s-a întâmplat în meciul respectiv, da. Dar niciodată nu am jignit un jucător. Niciodată. Nici la nervi, așa, să înjuri, să... Nu. Nici la nervi. Niciodată. Și în timpul jocului, unde i-ați văzut, ca antrenorii mai scapă din... Da, da. Scapă cât o înjurătură sau... Eu niciodată nu am jignit niciodată sau să înjur un jucător. Niciodată.